Bună ziua, bună ziua, bine ați venit și astăzi la o întâlnire de suflet cu doamna Virginia Rogi, a cărei vitalitate și zâmbet frumos ne-a cucerit. Chiar ne întrebam, o să ne dați să vă rugăm rețeta la final. A zâmbetului? A zâmbetului, a tonusului minunat pe care l-aveți. Astăzi se lansează cartea Virginia Rogi în pasiune și destin, editura Eco Transilvan. Domnul Ion Moldovan, autorul, este aici alături de noi. Bineînțeles și doamna Nadia Fărcaș. V-ați obișnuit, probabil ați fost și ieri la lansarea de carte. Doamna Virginia Rogin are cu siguranță foarte multe lucruri de povestit. Aoleu, și cine mai citește cartea dacă povestește? Cartea au primit-o toți cei prezenți, că făcând bine ați văzut, cu siguranță e fascinantă. Și o să ne spuneți din culise în continuare, dar îi dau cuvântul domnului Ion Moldovan. Moderatorul. Pentru cei care ați fost ieri, nu aș vrea să mă mai repet, doar o idee reiau. Mă întrebam ieri ce rămâne după un actor. Cronici, fotografii, în sfârșit, amintiri. Am concluzionat că după fiecare actor poate să rămână o poveste. Astăzi vă propun o nouă poveste, o poveste care începe. Știți, este foarte delicat și riscant și ușor complicat pentru cineva să vorbească despre o carte pe care, la care lucrează. De fapt, cartea ne aparține amândurora, evident, și cine și mie, atât doar că trebuie să poarte un nume, un nume de autor. Și, dar cartea, evident, ne aparține în egală măsură. Nu pot să vă spun nici că este așa, nici că este altfel. Ce pot să vă spun este că am încercat împreună cu Gina să oferim noastră o poveste adevărată, o poveste frumoasă, o poveste chiar de viață. Și dacă este o poveste de viață, este și cu bucurii, și cu tristeți, și cu bine, și cu rău, și cu trădări, și cu oameni care sunt devotați. Deci tot ce oferă viața, oferă și această carte. Am insistat mult pe problemele de crize din lumea actorului, din lumea trăirilor interioare ale actorului, cum se ajunge la rol, cât de greu, cât de complicat, câte renunțări, câte bucurii, câte tristezi, câte neliniști poate să aducă crearea unui rol. Le veți găsi toate aici, sper, explicate și de Gina pe înțelesul tuturor, sper, și ca orice poveste să termină cu bine. Ei, dar sunt de viață. Mă referam la regizia mea. Da, este să termină cu bine, deși pe locul este foarte dramatică și tristă chiar, dar se termină cu bine, începe frumos, cu a fost odată ca niciodată, cu o fetiță, deci la Buhalnița, nu să știți mai nimic decât minunde, sunt Buhalnița, acum am aflat de când, care trebuie să facă teatru, undeva lângă Picasso, acolo, aproape, pe Ilen, de voi. O fetiță care voia să facă teatru și care merge la cinema în sat și adorme acolo și uite ochii din cinema, în cinema, în căminul cu trage. Mai povestele astea să aibă surpriză de ce și un copil pasionat de teatru, atât de pasionat încât până la urmă a făcut teatru și a făcut teatru frumos și a făcut film și a făcut și atât de unitele de unitele novele, dar veți vedea un capitol de novele, zice Gina Rogi și o să vedeți acolo care sunt argumentele. Pentru că meseria dincolo de... Meseria dacă o faci cinstit și dacă o faci o faci cu drag și cu bucurie, nu are cum să nu iese nimic care să nu fie regulă. Eu sper să aveți o lectură agreabilă, interesantă și să descoperiți dincolo de actrița, deși se spune că pe actorie, mă rog, pe artiști în general, este mai bine să-i cunoști doar de pe scenă, să nu-i cunoști ca oameni, pentru că s-ar putea să ai dezamăgiri. Ei, o să găsiți aici și omul, Virginia Rogi, și o să găsiți lucruri la care poate nu vă așteptați să le descoperiți. Dar sunt convins, dacă veți avea răgazul și bunăvoința să citiți cartea, că va fi o lectură, o
sper să vă placă. Da. A, și trebuie să mă duc tot mai departe, că eu și-au plecat ca ieri. Da, bine. Am uitat că sunt moderator, am rămas moderator. Frumoasă am stat noi. Frumoasă am plecat. Sunt aici. Ești aici. Mai scuță-mă. Aș și să zic eu. Bine că v-am zis alte chestii. Bine. Deci asta este. Acum, să, înainte să o dăm pe doamna Virginia Rogi, o dăm pe Nadia, editorul cărții, să spune câteva cuvinte. Și doamna Virginia Rogi ne spunea să vă gândiți de acum, dacă vreți să-i puneți întrebări, pentru că da. Vorba mea să vă povestească cartea, sau eu chiar nu are niciun rost. Dar să vedem una de alta. De da, e o întâlnire prietenească, așa, de după amiază, e adevărat, de ore de masă. Teatru și domn care știu și doamne care știu, da, întrebați. Vă gândiți de acum. Bună ziua din nou. Bine ați venit și astăzi, alături de o mare și îndrăgită actriță a Teatrului Românesc, Virginia Rogin. Mă bucur să am onoarea, să o văd din nou, alături de mine. Vă mărturisesc că pentru prima dată ne-am întâlnit personal la Teatrul Național din București, în martie. Și atunci am discutat doar pe scurt și uite că astăzi s-a concretizat și acum două zile a văzut lumina tiparului această frumoasă carte, Pasiune și Destin. Cred că fiecare dintre noi avem o pasiune în viață, iar destinul cred că este dat de cineva de acolo de sus. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele pe care le primim zilnic. Mulțumesc părintelui Liviu Mihăilă pentru invitație, pentru acest frumos festival bine organizat. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că sunteți aici prezent, chiar dacă este vară, chiar dacă este vacanță, iată că v-ați făcut timp și v-ați răpit din frumoasa zi să fiți alături de această minunată actriță pe care aș dori să o primim cu aplauze. Vă mulțumesc. Am luat acest lucru pentru că dânsa știe foarte bine. De multe ori s-a întâmplat acest lucru. Să ridicați lumea în picioare. Vă mulțumim pentru toate rolurile pe care le jucați cu atâta pasiune. Iată, avem în fața noastră un om minunat. Un om care știe să strălucească în orice rol pe care îl joacă. O să vedeți cei care veți citi cartea că în rândurile cărții ne redau din spiritul creator al actriței, din personalitatea ei, generozitatea, demnitatea și nebunia frumoasă cu care joacă pe scena teatrului din țară și sper să ajungă și dincolo cu multe piese. Și străinătate. Așa cum știți cu toții dintre dumneavoastră, este o doamnă minunată, versatilă, autentică și extrem de convingătoare. Și moldoveancă. Și moldoveancă. În rolurile care au consacrat-o în ochii publicului, dar și al regizorilor. Așa cum vă spuneam, știe foarte bine, încă de tânără, să-și joace rolurile, să strălucească în tot ceea ce face. Iar viața ei, o să descoperiți și din carte, este pe alocuri cu zâmbete, dar și cu unele regrete disimulate, cu năvalnica poftă de viață și de actorie, cu devotamentul pentru rolurile minunate pe care le joacă de ani de zile. Rândurile cărții ne redau și din timpurile, rolurile și episoadele unei cunoscute actrițe ale scenei și ecranului nostru, dar sunt sigură că Virginia Rogin prezintă azi în fața dumneavoastră o carte minunată în care și-a deschis sufletul și inima și foarte sincer și direct a răspuns la întrebările bine puse de Ion Moldovan. Și provocările. Și provocările, bineînțeles. Cred că s-a născut pentru a face teatru și film și prin fiecare rol ne aduce bucurie și zâmbete prin umorul de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Așa cum vă spuneam, și-a deschis inima foarte sincer și
cred că și Neluțu Moldovan merită aprecierile noastre pentru modul în care a știut să pună întrebările, pentru a scoate la lumină viața și activitatea doamnei Virginia Rogin. O carieră de succes, un om care îl vedem prezent atât în piese de teatru, filme, dar și telenovele pe care le urmărim. Adică seriale, să nu... Seriale, mă rog. Dar apropo, urmărim cu plăcere. Dacă tot suntem între prieteni, dimineață, după 10, am ieșit cu Gina să bem o cafea fără cofeină. Și unde era bibliotecă? Nu era și tot zicea pe faleză. Eu așteptam apa, apa unde-i faleza, zic, dar pe malul unde Dunăre aici, nu știi, vezi? Stăteam într-o grădină acolo și niște copii, tanti, dar prin pregat, pregat, tanti, dumneavoastră a jucat în limba de țigancă. Mă iubim, mă iubim. Ce face mai vreau să... Doamne, nu am și mai dat în inima de... Doar două minute, numai și eu termin numai, că spune cartea. Nu știi că e poartă, asta mi-e carte, ca să-i de... Doamna Virginia Rogin m-a întrebat dacă mai vreau să spun ceva. Și mergem mai încolo. Doamne, n-ați jucat în inima de țigancă. Ba da, vai, mă bucur să vă văd, mergem la hotel. I-am rugat-o pe doamna de la recepție, de la restaurant să le fac un serviciu. A jucat în inima de țigancă, nu-i așa? Da, vai, vă iubesc. Și Gina, nu mă întreabă nimeni, doamne, n-ați jucat în Richard al III-lea. Voi v-am spus, puteam să joc atâta Shakespeare, Ataca la Seară, Tacerov, rămân în memoria oamenilor obișnuiți neapărat celor de teatru, dar așa era. Cu țiganca aia, și doar am mai făcut atâtea... Da, e foarte plăcut până la urmă, adică eu n-am oftul de astea. Important e... Scuză-mă, Nadia. Da, nu e nicio problemă. Da, mai vorbim liber, așa ne mai... Da, sigur că da. Oricum, viața e un rol, așa că nimic nu este regizat. Totul se întâmplă de la sine. Virginia Rogin iubește foarte mult actoria și își face această meserie cu multă pasiune și pricepere, dar cu multă rigoare profesională. În carte o să vedeți că ne vorbește foarte mult despre cum a ajuns să joace pe scenele Teatrului Românesc, despre oamenii care au format-o din punct de vedere profesional, dar și despre colegii de scenă. Este o luptătoare, este o femeie plină de energie, iar prin ochii ei expresiv emană multe și ne spune multe, chiar dacă tace. Nu pot decât să o felicit pentru această carte, dar și pentru tot ceea ce ne oferă pe scenă. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și vă aștept cu mare drag și cu alte cărți la Editura Eco Transilva. Așa cum îi se mai spunea și actrița Cameleon, deoarece da, joacă fiecare personaj foarte bine și poate să treacă imediat de la un personaj. Nu, că nu seamănă unul cu altul. Dar le acordă unicitate fiecărui personaj și asta e important. Vă felicit, doamna Virginia. Vă mulțumesc, doamna Nadia. Ați vorbit despre mine, că mă întreb, oare cât îi mai avea de trăit, știi? Apropo de asta, m-a sunat autorul aici de față. Biograful meu. Da. Ca așa zice. Dom'le, cu cine? Stai puțin să vorbesc cu biograful meu. Deci așa se vorbește la voi, eu zic, imediat am preluat chestia asta. Nu, dar să spunem și de unde vine ideea. I-a jucat în trei caițe, spectacole cu caițe. Trei variante. Și Ginei am spus că în 32, când o piesă fabuloasă, se joacă singură, o bucurie de piesă, ca tot ce era interpelit. Și, mă rog, aproape tot. Și la premieră, piesa a fost o cădere. O cădere... În anii când 20, cât era? 32. Și da, Carporean, cu lume bună. Și a spus Gine, știi, da? Și Gina într-o seară juca gaițele la, mă rog, era într-un turnet cu Maia, cu... Varianta ultimă. Și Gina le spune fetelor la cabină, dragă, să știți că piesa, vorbea, ce succes! Nu e așa, să știți că la premieră piesa a fost o cădere. Alea tot, cum, de unde știi? De la biograful meu.
Vă dați seama ce fețe au făcut și eu în ce sfere. Da, și când Neluțu a venit ca așa la dintre noi, a venit Neluțu și mi-a zis, era cartea lui Obsidian Mulescu, care l-ați cunoscut ieri, l-ați cunoscut la lansarea cărții a venit. Și mi-a fost mie profesor un an de zile, asistent. Eu am terminat la Demrădulescu și el era asistent. Și să spun niște vorbe despre, cum se obișnuiește când scrie cineva o carte despre cineva, mai sunt și comentarii. Că l-am cunoscut sub forma asta, bref. Și ce nu vrei să scriu despre dumneavoastră, ca așa spunea? Vreau să vă spun că mi-a spus dumneavoastră până s-a tipărit cartea. Tot timpul spunea, măi, dar spune-mi, Gina, că spune-mi că e când îmi spune cineva dumneavoastră, dar cineva care mi-e drag, adică îmi place din prima. Că știți cum e, dai mâna cu un om, ori îl simpatizez din prima, ori niciodată. Chestia aia cu hai că ne mai obișnuim, că mai trece pe aici gândul că poate îmi place, poate... Nu, aia e prima reacție, aia adevărată. Și mi-a plăcut de el așa de gândată, că nu ne-am văzut până mai așa, la lansarea cărții. A, exact, așa. Și era un domn necunoscut pentru mine, care mă suna și am zis, da, de acord, dar știți, mi s-a părut așa, m-am simțit brusc, ca la un ITER, când ți se propune premiu pentru întreaga activitate. Zic, aoleu, dar eu de aici încolo unde mai mă duc? Eu ce mai, nu mai joc? Zic, ce mai fac dacă deja te trece? E ca și cum cineva îți face o statuie când ești în viață. Sau îți dă numele unei străzi. Sau unui cinematograf. Unui cinematograf, mă rog, mai cont. Păi te simți așa, mai ales că noi ne-am obișnuit cu gândul că citim despre viețile unor personalități, când ele nu mai sunt deja. Cum a fost obișnuită din facultate, citeam despre mari actori, cărți scrise de, poate chiar contemporanii mei, și atunci citeam despre niște oameni pe care nu i-am cunoscut personal, în mare măsură. Și zic că, dar s-a mai scris, ați mai scris că vorbeam despre cine. Păi da, uite, am scris despre cu tare, și erau și în viață unii, știi? Dar stai puțin, că zic, nu sunt eu aia, zic-se, a, zic, dar ce bun, bună idee, zic. Pentru că eu am o directoare de teatru la Odeon care niciodată n-a sărbătorit un... Acum e bârfă, dar să rămână între noi. Suntem aici între noi. Și nu a sărbătorit un actor pe scenă când împlinea o vârstă. Și zic, dom'le, dar nu e firesc, îmi plac toate teatrele. Nu, că mie nu-mi placă zilele unul noastră. Și bine, nu-ți plac ție, dar poate îmi plac mie, poate îmi place ăla sărbătoritul, poate vrea să fie sărbătorit. Dar după ce mureau, le făcea statui. Deci la teatrul la Odeon, la sala de jos, sala studio, e plin de papaiane, ăla, adică sunt actorii, colegi de-a mei care nu mai sunt, zic, mă, dar e bine să ne bucurăm de chestia asta când suntem în viață. Că degeaba îmi faci tu mie o groază de laudație din astea și nu știu ce, dacă eu nu mai sunt. Poate că aud de acolo, dar nu mă pot bucura împreună cu voi de chestia asta. Zic, mai stai că, dar de fapt nu e rău, poate că, dar nici, foarte mult timp n-am luat-o așa foarte în serios. Și zic, mai, haide, uite, mă întreabă, de alea, mai ales că este un, te părăsc acum, este un personaj, pentru că are un telefon de, înaintea invenției telefonului, de a se inventa telefonul, o chestie așa. Un scoci legat, adică nu vedeți așa. Adică ceva așa, deci zic, bine, WhatsApp nu există, bine că are măcar adresă de mail și știe să se uite pe... Deci eu nu puteam să-i... fără de portofon, fără nimic. Vorbeam așa, mă întrebam, punea întrebări, eu vorbeam, ce gata pe ziua de azi. Eu abia mă încinsesem. El își făcea un plan al lui, că sunt unei sintetizat. Eu numai... Dar am fost șocată până m-am obișnuit. Zic, mă, dar ce făce asta, zic? Eu abia, zic, mă incitase și îmi venea să-i mai spun astea chestii și îmi tăia macaron la scurt. Până s-o reiau data viitoare, că nu era azi, mâine, poi mâine. Așa, când se... Deci am făcut în salturi totul. Mă mir că a ieșit o poveste coerentă, totuși. Coerentă, că și pe mine m-a mirat, pentru că mi s-a părut totul atâta de incoerent și de în salturi. Normal, că eu nu aveam experiența lui. Da, nu știam, dar acum m-am lămurit. Și... Deci a fost pentru mine o surpriză și plăcută și ciudată, așa. Nu le zic dacă am început, dar mergem până la capăt. Cei care au citit au apreciat foarte mult.
Da, și eu. Băi, dar vreau să vă spun că și eu când am citit, sigur că nu în formă de a ține o carte în mână, că asta abia a apărut, ci pe electronic. Și, normal, eu cunoșteam viața, nu? Vreau să spun că mă interesa ce se întâmplă mai departe. Adică era cartea despre mine pe care viața mea. Și eram curioasă și ăsta a fost un semn foarte bun și am spus, pentru că nu sunt genul de om care a cucat pe spate ușor, mă, imediat mai da gata și te lauzi. Eu sunt așa mai circumspectă, până laud un om și până trebuie să mă lămuresc eu bine, adică nu arunc cu vorbe. Și faptul că nu m-am aruncat cu vorbe de la început a fost puțin derutat, aproape că l-am dezamăgit, aproape că se gândea, că nu este așa, Neluțu? Aproape că se gândea, Dumnezeu, eu mai continuu, nu mai continuu despre această doamnă. Și când i-am povestit faza, că m-a interesat să citesc ca și cum era vorba despre altcineva, atunci zice, gata, nu mai trebuie să-mi spun nimic, continuăm. Păi și asta mi s-a părut. Dar e entuziasm, adică... Adică nu m-am entuziasmat. Când lucrez doi oameni la o bucuță, se zice, și de o parte și de alta, de la mine era. Sau la mine era. Oh, da. Da, zic, dar eu mă gândeam la ceva mai romanțat, mai așa, ne scăldăm în metafore, în chestii, adică... În, mai înflorim, să devin un personaj, o eroină, ceva. La cafea acolo, eu citesc și vă recomand, dacă găsiți o carte despre Marioara Voicumpescu, uriașă, între 910 și 47, era pe departe cea mai mare. Și deasupra Madame Boulan, așa, lui Maria Ventura, chiar că de la Comedia Franceză, la un moment dat. Și este o, mă rog, o carte pe care o citesc economie, să nu se termină. Ca atunci când mănânci o prăjitură bună. Da. Aici aș mânca. Poate că simt. Și înainte să mergem să bem cafea fără cofeină, am citit un capitol, câteva pagini adorabile, adorabile. O frumusețe despre o iubire a Marioarei Voiculescu și am zis cine trebuie să-și citesc. Și am citit acolo un să vedeți cartea, se cheamă Marioara Voiculescu, Mareșalul Teatrului Românesc. Dar nici eu n-am știut de existența ei și după ce mi-a citit, chiar s-o cauză, vă dacă se pregăte. Foarte, mă bucurie de lectură. E foarte lăudat. Și acolo e foarte romanțat și asta cu Raluia Gina, dar tot să scriem ca despre doamna Voiculescu. Da, poate peste vreo 10 ani scrim una despre partea romanțată. Da, cu ea și cu iubire, ai văzut. Ei, am ceva și eu iubim, poate. Știu că poți să le dezvolte atunci aia, când voi fi atât de bătrân, da, încât să nu mai conteze. Părerea mea că această colecție Talia, de acolo și cartea dumneavoastră, e o carte utilă și pentru generațiile care urmează, pentru studenții de la teatru, de la actorie. Păi, dar știți ce iubire au avut? Puteți să fiți un model pentru cei. Adică toată dacă citesc, dacă vor citi. Deci asta e o problemă. Revin, doamna Rugin, dacă îmi dați voie de apropo de iubiri. O iubire în facultate, unul, în fine, și după aia de iubire și cam viață. Dar mereu, 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 și spun la un moment dat, îmi povestea la mulți ani după ce iubirea mare, și zic, te-ai luminat la față când vorbești despre iubirea care trecuseră 30 de ani de la iubire. Și în cartea se zică losule. Dar era un compliment din partea ei, marea ei iubire. E vinos, gata. Ceva în studiu. Așa, și unde rămăsesc? Cați și la voi la făceni. Am găsit că e mai răcoare. Oricum, eu vine la mine că m-am născut la poalele Ceahlăului. Și de-aia sunt și mai, zic eu, că muntenii suntem altfel. Îmi place mie să cred cel puțin. Că suntem și mai dintr-o bucată, dar asta nu lipsește. Chiar mi-a făcut dăunat uneori. Și când mi-a fost greu, întotdeauna m-a avut Ceahlău în spate. Și asta îți dă... Eu cred că peisajul influențează foarte mult omul. Ăia de la... nu-i așa? Ăia de la șes, ați văzut că sunt mai șireți, mai vulpiți, așa? Ăia... psihologia plată. Exact, psihologia e așa. Muntele e puternic, e dintr-o bucată, e stâncă, e... M-a scos din multe încurcături, da, plus dealul care este atât de... și întotdeauna am mulțumit lui Dumnezeu pentru locul ăla mirific în care m-am născut. În satul ăla de la poalele Ceahlăului,
După aceea a venit lacul de la Bicaz, s-a făcut strămutarea, că mi-aduc aminte în începuturile copilării, deci aveam memoria aia de 4 ani, cât am mai primit să stau cu bunica, aveam un fel de conac, așa, pe malul Bistriței, era Bistrița încă. Și ăștia mici, mai ales, nu știu dumneavoastră care mai știți, dar ăștia mici n-au de unde să știe, că lacul ăla de la Cumural, de la Bicaz, era, trecea Bistrița înainte, cu Plutaș, că ea, cu așa, bucolii și frumos, dar destul de greu. Și satele erau înșirate de alungul Bistriței. În clipa când Gheorghiu deja a făcut această hidrocentrală, s-a făcut acest lac de acumulare, care tot afluenții Bistriței cu Bistrița în frunte, au creat acest lac. Și acei vieți oameni care stăteau acolo, au fost obligați să se mute undeva pe deal, care avea pământ, care nu avea pământ, pentru că erau, ca orice zonă de munte, este o zonă care nu s-a putut colectiviza, pentru că nu există pământ arabil. Adică totul era pășune și vite, astea erau. Se creșteau oi și chestii de-astea. Și a trebuit să se mute bunicii mei pe dealuri acolo. Sigur că între timp eu, tata lucrând în armată, am plecat de foarte mică din Ceaplău și am trăit la Bacău, ca să zic așa. Și liceul și toate alea. Nu facultatea mea. Și deci muntele și oamenii au îndurat și au trecut peste asta. Și muntele a dat această forță. Și m-a făcut să mă ridic din propria mea cenușă de foarte multe ori. În viața ni se întâmplă tuturor să ajungem la pământ și odată, unii pot, alții nu. Odată te ridici din cenușa aia și o iei de la zero. Deci, asta despre, apropo, despre de unde vine forța și despre munte. Acolo am o casă care a rămas de la bunica mea, moștenire, și care eu cu fratele meu am refăcut mult acolo și casa mea de vacanță, ca să zic așa. Și eu cam toată vară, spuneam frunăluțul azi, cam toată vara pot să-mi propun asta de câțiva ani, de vreo 10 ani, de că pot să-mi permit acest lucru, din cauza vârstei, probabil. Să nu fac nicio activitate vara, ca să stau acolo. Acolo când mă duc și sunt bolnavă, mă duc acolo. Când mi-e greu, mă duc acolo, în locul ăla. Faptul că apa care o bei, astrele cum bat, totul, plantele care cresc, totul concură spre binele tău, pentru că toți purtăm în noi locul ăla. Mă duc aminte că mă doreau genunchii foarte tare și mi-a zis un medic, zice, du-te în locul în care te-ai născut și ia lut. Lut de acolo și pune-ți-l pe genunchi și stai la soare. Să știți că așa a fost. Nu că mi-ar fi trecut de tot, nu. Dar mi-a ameliorat. Plus autosugestia, plus toate chestiile astea. Și, deci, apropo de, mă rog, de locul de naștere și de asta și cât contează. Vă spun, la mai ales ăștia mici, că voi ăștia lații știți. Nu, indiferent unde vă aflați în lume, trageți acasă. Voi nu vedeți că mari scriitori vin să moară acasă. Marele personalități care au uimit lumea cu talentul lor, cu și chiar cu românismul lor, vin acasă. La sfârșit, te atrage ceva acolo. Când vă duceți-vă la casa voastră, la pământul vostru. După aceea luați-vă zborul din nou. Dar este leac. Leac pentru suflet, leac pentru trup, acolo. În locul ăla. Și de asta spuneam, nici la filmări, nici asta. Eu nu mă duc, vă spun, acum că îmi permis să refuz. Înainte nu-mi permiteam că aveam nevoie și de bani. Fiul meu a făcut doctoratul, că trec de la una la alta, nu să vă înșir așa viața mea de la cap la coadă. Până ziua de azi, că mai scriești prin carte. Și nici nu vreau să vă țin aici, să vă spun an de an, de 70 de ani ce mi s-a întâmplat, că ne prinde revelion. Și fiului meu, care din păcate trăiește în America, dar mi spunea și un eluțu, noi facem copii pentru ei și nu pentru noi, ca să-i ținem lângă noi. Și dacă acolo a fost soarta, acolo s-a dus. Dar atât de dor este de acasă, atât lucrează în învățământ, e profesor universitar și atunci are vacanța de vară liberă. Și nu există an decât ăsta pandemic, când n-a putut veni, să nu vină aici. Și la Ceaclău, acolo unde-i casa. Nu, deși el e născut în București, adică n-are. Dar a copilărit acolo și el, cu părinții mei, făgea vacanță și Dumnezeu să ierte.
Și acolo se simte, acolo se odihnește ca lumea. Acolo ia energia aia, se întoarce și rezistă mai departe. Cum e ușor de rezistat în America? Nici măcar nu-i place. De ce să fac? Asta e viața, dacă ne-a depărtat copiii de lângă noi, a rămas o țară fără copii și copii fără țară. Trist, dar așa e. Nu? Ce ziceți? Nu e așa? Da. Și, dragii mei, o să citiți în cartea acolo, că nu vreau să vă țin. Dacă voi vreți să mă întrebați ceva, eu încep să vă povestesc o groază. Întrebați-mă dacă vreți voi despre filme, despre... Și, sigur, pasiunea pentru teatru așa a venit cam de prin clasa 9. Eram o fetiță foarte timidă. Și acum sunt, să știți. Asta am devenit foarte profesionistă, din cauza asta știu să-mi ascund atât de bine timiditățile și chiar sensibilitatea, mai ales că am crescut destul de singurate, că din cauza vieții. Și a trebuit să mă descurc de una singură și pe spinarea mea. Niciodată mie nu mi-a picat niciodată din cer ceva. Mă uitam și când dădeam, am intrat a treia oară la facultate, n-am intrat din prima. Și mă uitam și când eram studentă și când dădeam castinguri, cum se spune, înainte spunea probe de film. Dădeam, le pica la unele din prima, așa, când și mă uitam cu o invidie la ele. Secundul, eu trebuie să, toată viața mea și toată cariera mea, am tras pentru fiecare cărămidă așezată. Adică am plătit cu sânge fiecare pas important făcut. De-aia, și cu toate astea, dacă m-aș mai naște o dată, tot actrița mea plăcea să fiu. Este o meserie absolut fascinantă. O meserie care te scoate dintr-o groază de probleme și de poți agăța de ea și învia oricând. Sunt cazuri și am trecut prin asta, când ai febră, ești în ultimul hal de bolnav și te-ai urcat pe scenă și brusc toate problemele tale rămân în culise, ești personajul ăla, n-ai nicio febră, nu te doare nimic și ieși înapoi și faci febră 38 de cariere. Deci este uluitor. Sau cât de greu ți-ar fi, ce refugiu este față de viața. Eu nu pledez acum să vă faci actor. Eu vă spun cât de minunată ești, de ce ar făcut, mă argumentez mie, de ce aș mai face același lucru. Câtă mizerie în jur, tu vrei, te duci la teatru, te duci la cineva, dintr-o dată te speli de tot. Și devii ăla. E o supapă, nu-i așa? Da, sigur că e o supapă extraordinară. Și asta se face în fiecare zi același lucru. Asta, monotonia creierului. Dar sunt oameni care sunt predispuși să se trezească la 6 dimineața, să bea cafea, să ducă să facă șurubul până la ora. Mici mecanisme e nevoie de ei. Și sunt oameni care este imposibil acest lucru. Condiția de actor, mai întâi să stau jos. Adică dacă tot mă apucă, dacă nu trebuie să fac. Condiția de actor presupune să te simți de foarte de devreme oarecum diferit față de ceilalți. Pentru că sunt foarte mulți, am avut și studenți, și tu ai avut studenți, foarte mulți care vor să te facă actori. Ori pentru că zice mama sau tata, sau că pur și simplu vor... Vai, ce frumos ești, parcă ești un actor. Vor ei, da, exact. Da, sigur. Și li se întâmplă să înceapă, pentru că e destul de ușor să faci. Pe vremea noastră era îngrozitor de... examenul de admitere era foarte greu, exista un singur institut. 6 locuri pe țară erau. Exact, deci noi aveam... 6 locuri de admitere. Eu când am și eu luat a treia oară admitere și când am intrat a treia oară aveam la regie, deci erau la prima probă 1682 de candidați pe loc. Da. Pentru că erau 7 locuri pe țară. Deci 7 locuri pe țară. Dar asta e mai puțin important. Important este că tot timpul vorbim despre vocație. Nimeni nu știe ce e vocație. E un soi de freamăt interior care se dislocă. De o sensibilitate specială. Și are o vibrație. E o vibrație anume în tine însuți sau în tine însuți, care cu trecerea timpului se accentuează. De ce sunt unii care, și au de studenți care la admitere erau extraordinari, deși eu îi recunoșteam. Tu te-ai pregătit cu coșer, tu te-ai pregătit cu așa. Și din anul 2 încolo se stingeau. Și aveam candidați pe care aveai, simțeam că în ei e ceva. Aici e talentul pedagogic, e talentul... Și ăia creșteau de la un moment. Eu altceva vreau să spun și mie mi se pare foarte important. Avem de-a face cu o actriță oarecum atipică.
Vedeți că nu e actrița de eșalonul 1, așa zisa vedetă. Vedeta a devenit de la serialele de recente. Da, da, da. Dar are în spate o carieră fabuloasă de actriță. Absolut fabuloasă. Uitați-vă puțin la cum arăt, cum e poza de pe copertă și aveți același exemplar aici. Actorul, bărbatul, are o șansă în actorie, că marile roluri sunt scrise în primul rând pentru bărbați. Și vârsta, un bărbat și-o trăiește altfel. O actriță, pe lângă primejdea profesiei de zi cu zi, are și primejdea vârstei. Foarte puține actrițe au știut să-și asume, să-și înțeleagă și să-și bage în circuitul sanguin vârsta pe care o au. Exemplu e prietena mea, Dumnezeu să o odihnească, Olga Tudorache. Deci Olga Tudorache a fost pentru mine un exemplu de actriță care nu și-a pus niciodată problema ce vârstă are. Mulți mă întrebă câți ani are doamna Olga. Zic, păi nu știu, eu sunt prieten de 40 de ani cu o știu, dar nu știu ce vârstă are. Știu că era... Pentru că nu conta. Exact, știu că era balanță și știu că are nevastă, dar și ducea dulceață de trandafir cum îi plăcea atunci. Deci a știut. Știți că sunt actrițe care erau fabuloase în tinerețe și după aia n-am mai jucat niciodată? N-am mai auzit de ele brusc. Și sunt actrițe care și-au asumat etapele biologice, s-au reinventat. Sau, cum se spune acum, deci e de fapt totul ține de modul în care îți iei viața în mâini, în suflet, în minte. Și pentru o femeie este mult mai complicat. Eu pe Virgil, știi cum te-am văzut prima dată? Te-am văzut în Trei Surori. La Piatra Neamț, în Trei Surori. Pentru că acolo mi-a plăcut ce ai făcut tu și cu Mariana Bruiană. Cu Mariana Ceracu. Uite, vorbim de Mariana Bruiană. Da? O artistă absolut fabuloasă, care acum e călugăriță. N-a mai suportat schimbările. Nu, era genul de actriță ingenuă. Da, adică era foarte... Copilița, Ofelia. Da, adică, nu, genul de pas, pescăruș care zboară tot timpul, femeia fragilă, casantă, veșnic, tânără și, cum să fie, tipul... Cavaleria Seciu, dar pe alte coordonate. Da, e Vali Seciu, acolo avem de-a face... Uite, și la Vali Seciu, un act de înțelepciune. Valeria Seciu, când și-a dat seama că ea însă nu mai este în acord cu ea, a zis, nu, din momentul ăsta nu mai joc. Și n-a mai jucat. A mai făcut un singur film la televiziune. Dar să revenim la care doamna cine față. Deci a trecut, a avut o carieră absolut extraordinară la la Satul Mare sau cât ai stat acolo? Asta a fost înainte de facultate. Aha. Când picam la facultate de două ore la Brațe. Așa, și prima oară a venit, era picată sub linie copii. Deci era până la locul ăla, era 6 ocupat, eu eram a 7. Păi să nebunești. Și eram a 7 și era o criză fiind, erau teatre destule, cum se zice acum, teatre de stat în România. Și veneau directorii de teatre, veneau criză de actrițe tinere. Pentru că dacă terminau atât de puține, trebuia să merg în provincie, era obligatoriu să mergeam în provincie. Nu exista să rămâi în București, indiferent cum era și cine erai. Și să faci stagiul. După aia ce era cu repartiția. Da. Așa și la Satul Mare. Și a venit directorul de la Oradea, de teatru. Și a întrebat la comisia, așa, a zis, dom'le, dați-ne și nouă o fată bună. Să o luăm, se numea să fii actriță corp ansamblu. Deci erai, primeai salariu și jucai ce să dau ei pe acolo. Mai o figurație specială, mai un rolișor, mai nu te punea să joci Ofelia, să zicem. Dar îți dădea ceva, știi? Eu venită din fundul Moldovei de aici, zic, băi, frate, și m-a recomandat pe mine comisia. Și a vorbit cu mama, ei, mamă, unde să mă duc, nu plecasem? Prima oară în viața mea, atunci m-am dus în București. M-am dus de la Bacău, m-a dus tata acolo, am dat examen, m-am întors, așa e picat. Hai de capul meu, căutam de servici pe acolo. O bibliotecară, vă ceva pe acolo. Și că n-am bani puțini în casă. Și zic, mama, eu m-aș duce, mă trăgea ața, că vroiam să scenă, să alea. În Bacău n-am găsit, așa un post casă mea,
Oradea, mamă, mă, cu mamă, unde te duci tu, mamă, la capătul țării, ce faci tu acolo când ai plecat? 18 ani, vă dați seama, 18 ani. N-ai plecat niciodată de acasă, dă-i cu boce. Dar du-te, dacă tu simți așa. Bă, și cât am mers cu trenul o zi în tren. Unde mă duc? Eu mă gândeam în tren. Mamă, doamnă, Oradea. Bun, și acolo, ca să mă accepte, a trebuit să dau examen. Mai erau venite fete de pe mine. N-am fost singura chemată, m-au chemat niște fete. Să dau examen, aoleu, iar pe examen, dacă pic și la ăsta. Nu, ar fi contat pentru mine ca niște bani, să zicem, dar conta foarte tare pentru moralul meu. Că dacă mă respingeau și aia, mă respingeau și aia, începeam să mă gândesc, gata, unde să mai mă duc, că uite, că nu trebuie să nimănui și că n-am tare. Și m-au luat acolo, am reușit și la examenul ăla, a plăcut, eram înaltă, frumușică, subțirică, cu glas bun, cu alea așa, decorativă, tânără în primul rând. Și am jucat, măi, mi-am dat să joc, înțeleg. Și a fost foarte fericit. Dar anul următor, când a picat, iar nu mai era post, a venit o absolventă. A venit Ruxandra Sireteanu. Și m-a chemat ăla de la Satul Mare atunci, care era aproape. M-a chemat ăla de la Satul Mare. Ce nu vrei? Bă, da, zic sigur că da. Și vreau să vă spun o întâmplare, iartă-mă să nu uiți ideea. Să vă spun o întâmplare, când am picat a doua oară, doamna Sanda m-a anunțat să-i dea Dumnezeu zile, dacă voi nu știți cine este, o mare profesoară din Facultatea de Teatru, mă refer la ăștia mici, din Facultatea de Teatru, care acum are 80 ceva de ani, s-a retras normal din activitate, dar o mare profesoară și o mare regizoare. Și, domnule, a ieșit pe hol, când a picat a doua oară, și m-a chemat la ea acasă. A zis, uite, vino la adresa asta și vino la mine. Vreau să vorbesc cu tine. Bă, mie mi s-au muiat picioarele, au început să-mi tremure genunchii. M-am dus la ea, am luat un buchețel de flori, m-am dus la ea acasă. Și mi-a spus, nu te lași. A simțit că a dat a doua oară, lucrat în teatru acolo, și nu te lași. Du-te și muncești în teatru în continuare, mai vii odată așa. Deci, a băgat niște motoare în mine, m-a mai susținut moral. La Satul Mare a fost și mai bine. A venit Ocilescu, mare regizor al nostru, Dumnezeu să-l ierte, care și-a dat lucrarea de diplomă cu un spectacol făcut acolo, avea un rol foarte bun, solid, așa. A fost în București cu acel spectacol, să-și dea licență, și-a trebuit toți profesorii să vadă. Și a fost un atu excelent pentru mine, că am văzut toată comisia. Bref, a treia oară am intrat, dar cum? Pentru că marea noastră pedagogă, Beate Fredanov, care era în comisie, o mare pedagogă iarăși, de nu știți voi de ea, a zis, dacă fetița asta pică și anul ăsta, eu plec din comisie. Pentru că se sătura, adică vedea, pentru că era fica lui Răutu, fica lui Butare, fica lui Bârlădeanu, care era CC, fica, dom'le, nu știu de ce vreau să fac artiste astea. Pentru că aveau de acasă tot. Ce trebuia, măi, noi care ardeam de adevăratele și care aveam ceva de spus, trebuia să fim, și pe atunci funcționau pilele ca și astăzi, baba-i rău. Baba-i rău. De-aia spun, de-aia vă spun lucrul ăsta. Când aveți o pasiune, când credeți în ea și ardeți pentru ea și vi se spune că trebuie să mergeți, mergeți, nu abandonați. Este atât de important să vă duceți la servici cu plăcere, cu bucurie, să faci munca aia care trebuie să o faci. Chiar și de contabil, este o pasiune a cifrelor. Este, indiferent cum se cheamă ea, să fii tâmplar, să dai, să faci o artă din tâmplăria aia. Și slavă Domnul că toate meseriile, artă nu înseamnă neapărat teatru, film și cele șapte arte. Înseamnă artă, înseamnă să faci un lucru cu pasiune și bine făcut și frumos până la capăt. Asta este arta. De-aia nu vă lăsați. Nu vă lăsați, mergeți până în pânzele albe. A, că se termină, ce vezi că nu iese și nu iese, abandonez. Dar întotdeauna o să rămâi în suflet cu ceva, că n-ai dus până la capăt. Cu un vis al tău care nu s-a realizat. Că nimic, mai venim într-o altă viață, poate face. Pe asta nu vă lăsați. Mai, da. Așa, și ai terminat institutul. Și am terminat institutul. După terminarea institutului, era obligatoriu, înainte de 89, să merg de era repartizat. Deci terminau 7 la actorie, 7 la regie, 7 la operatorie. Cei de la operatorie mergeau aproape toți la... La bufte. La buftea. Unii la studiul cinematografic al Armatei și unii la Sachia. Deci ei se rezolvau cât de cât. Problema era la actori și la regizori.
noi fiind atât de puțin, eram un studio, se cheamă Casandra, unde erau, se dădeau producțiile acolo și veneau directorii de la teatru și spuneau, eu vreau pe asta, pe asta, pe asta, pe asta. Postul în București era exclus, să crezi, deci nu. Virginia a avut mare baftă, ca și eu de aminte, că noi tot mai vorbeam la colț când ai spus că se începe, că eu atendeam la Cătălina Buzoianu, i-am putea să vă spun, sunt Ovidiu Lazar și sunt regizorul Teatrului Național din Iași din 1987, cred, da. Și eu când am terminat, repartiția era, eu vorbisem cu Bungheț la Piatra Nea, plecase Frunză și mai era Ducutarie. Și erau, deci, era, exista un post acolo, mie mi-a plăcut foarte tare atmosfera de la Teatrul Tineretului. Mai am trăit o perioadă. De, asta de vorbeam pe, deci Teatrul Tineretului din Piatra Neamț era pe vremea aia, cum să spun? Numărul 1. Exact. Și se făceau spectacole cum nu se făceau în niciun alt teatru din țară, unde erai obligat să respecti niște norme impuse de Consiliul Educației Politice și Culturii Socialiste. Deci existau niște... Acolo se făceau niște spectacole extraordinare, era o trupă extraordinară. Cei mai buni și mai ciudați și mai talentați dintre actori acolo nimereau. Era pe piniera de actori. Exact. Și de acolo se pleca în țară, erau luați. Dar eram toți obligați, ca trei ani, să stăm acolo unde am fost repartizat. Piatra Neamțului era o nebunie, era o mare... Dar aveai teatrele Reșița, Petroșani, cel mai nenorocit teatru, era dacă nu era Teatrul Victor Ion Popa la Urla, era ceva, acolo era un teatru absolut îngrozitor. Dar asta e altă treabă. Și Virginia, după ce a terminat, a ajuns la Piatra Neamț, unde a făcut niște spectacole. Dar de ce? Pentru că era, am fost șeful de promoție. Exact. Și șeful de promoție avea voie să-și aleagă din toate teatrele din care erau scoase. Care scoteau posturi la concurs. Deci aici era nebunia. Cei care scoteau, teatrele care scoteau posturi la concurs, șeful de promoție putea... Dar apropo, e foarte important să le spui că sigur interesează. Care ți-au fost colegii de clasă? La institut. La institut... Iar ca să vedeți acum că eu nu-mi întâmplă. Nu, nu. Preze, nu prea cunoaște nimeni. Păi pentru da, că, spui, asta pentru că unii au plecat în străinătate, dar și foarte puțini, unii au murit. Da, câți au făcut, propriu zis... Teatru? Da. Vreo patru, poate. Deci aici, este, aici este problema. Sunt generații, adică serii, ca să zic așa, nu chiar generații, în care, cu clase, care toți au ajuns. Toți au fost, exact. Asta a fost un an, deși a fost, eu l-am avut profesor pe Bibanul, dacă știi, dacă cunoști, care sunt în Demlădurescu. Și eram prima lui serie ca profesor principal. Și se străduia foarte tare să iasă bine totuși. Am avut profesor extraordinar și am... că slavă Domnului, ai prins și tu, și la regie, și la actorie, și genul de școală care se făcea atât de serioasă. Eu am fost și în zilele noastre, ca să zic așa, 6 ani am fost profesoară, am avut clasă împreună cu doamna Olga Tudorache, că tot vorbeam și cu Adrian Pintea. Am predat, după care trebuie să vă mărturisesc că mi s-a dezvoltat, îmi creștea pe zi ce trecea gustul amar. În primul rând, erau foarte mulți studenți care terminau și nu aveau unde să se ducă. Nu mai existau repartiții, nu mai existau, se pierdeau. Nu vreau să plece nici în provincie, unde într-adevăr se învață meserie. Se învață meserie, ești pe scenă, ești, da? Stăteau, băteau bulevardele, așteptau o reclamă, așteptau câte o figurație pe la vreun film, mai deau un casting la nu știu ce și vedeai cum se pierde așa în timp. Plus exista o neseriozitate extraordinară. La noi aveam niște cursuri foarte grele. Când spunea domnule, bă, e mare lucru, fac și ăștia pe la teatru, pe la actorie, la acolo. Nu era așa. Vreau să vă spun că fiecare dimineață la ora 8 eram în facultate, unde învățam teorie, la istoria teatrului românesc, istoria teatrului universal, filozofie, după care începeau astea practice, dans, până și bune maniere se învățau. Cum să stai la masă, cum să ții spatele, cum să fie tacâmurile aici, parcă eram chene. Dacă cum să porți o rochie lungă, poate jucai o regină, cum cobori treptele, nu te uiți ca troala la picioare să vezi pe unde cobori. Că s-a dus toată ținuta și toată regalitatea. Stai demnă, dreaptă, îți ridici puțin rochia,
Pipei cu vârful piciorului dreapta, nici nu se observă și cobori. Dacă stai așa și te uiți pe unde, s-a dus totul. Deci toate lucrurile astea care acum nu se mai fac. Făceam călărie, ăsta e hipodrom. Făceam scrimă. Făceam de la dans, făceam de la balet, dansuri clasice, până la rock and roll, până la toate astea. Tot știam. Arta deci, vorbirii și ce? Arta vorbirii, cum să vorbești. Probabil că stăteam cu creioanele în gură și învățam tot timpul, spuneam texte cu creion pus aici ca să fie deschis maxilar. Deci se muncea, mi-aduc aminte că aveam bursă și îmi dădea cartelă. Cartela însemna o chestie care te duceai la cantina studențească și mâncai. Eu o vindeam că n-aveam haine destule. Și eram leșinată de foame tot timpul după ce munceam atâta. Și țin minte că odată am și leșinat de foame pe la cursuri pe acolo. Pentru că trebuia să mi-am nu știu ce pantalon, nu știu ce chestii. Să, da, eram întinerică, vrea să fiu și eu frumușel îmbrăcată. Și se muncea enorm, enorm. De-aia când, acum nu. Din păcate, din păcate. Deci când ieșeai actor, până și automobilism am făcut. Am luat carnet de condus. Că vezi Octavian Cotescu, rector, și era prieten cu ministrul transportului și a zis studenții mei, când este, are de șofat în film, el trebuie să știe să șofeze, nu fi cascador. Și deci toate lucrurile astea erau luate foarte serios și foarte dar din păcate ca tot ce se întâmplă, nu numai în domeniul nostru, deci se întâmplă lucrurile, s-au degradat foarte tare. Naur, n-are cine să-i mai învețe pe studenții povestea cu Gina, să cer dar spune o chestie aia, că așa frumoasă cu... Da, nu mai sunt regizorii de altă dată. Îi spuneam cine, apropo de asta, o istorioară, mă rog, stranie, într-un fel, dar cu târg. Cei care sunt la Viena, știți că există pădurile vieneze și aia se plimbă cu trăsurile pe acolo, se plimbă, se plimbă și atunci și erau renumite de cântecul privighetorilor. Suvedenie de privighetori erau bucuri este plin pe acolo din totdeauna. Și la un moment dat au constatat că nu mai cântă, nicio privighetoare. Și ornitologii s-au pus pe cercetat, pe analizat și la ce concluzie au ajuns. Că privighetorile bătrâne nu mai erau, iar pe cele tinere nu mai avea cine să le învețe să cânte. Foarte frumos și foarte adevărat. Cu atât mai mult cu cât îți desfășoară activitatea de cântat sus în aer. Nu pe creier și nici la sol. Da. Eu sunt un fel legat de teatru. N-am avut eu nu m-am născut de acolo, m-am născut la Blaj. N-am avut forță, am dat și eu la Blaj. Dar te-ai născut la Blaj, eram sigur că o să fiu un foarte bun actor și am dat la teatru, vorbeam cu Carmen ieri, cred că am dat la suntem de aceeași vârstă. Și am dat la un moment dat împreună. Nu ne cunoșteam atunci, dar așa ne-am gândit noi. Și era Puiu Codrescu, nenea Puiu, îi spune acum că ce vrei să spune dacă i-aș fi și atunci, poate că eram actor azi. Și zicea, nu o să intri, dar insistă. Insistă pentru că ai ce-ți trebuie. Eu, vai să piardă teatrul românesc, geniu. Nu m-am mai dus. Am făcut jurnalism. M-am zis, ce n-ai făcut teatru, ai făcut circ. Mă rog, tot pe acolo. Dar am rămas în teatru și am rămas cu dragostea pentru teatru și pentru actori, mai ales și pentru prețuire. Pentru actori. Și atunci, astea sunt poveștile pe care, dar știu și am cunoscut, mi-a fost rânduit să cunosc mari actori, mari profesori, care nu mai sunt astăzi. Nu, și cu generațiile lor, pentru că astea lumea trece, nu o să mai fie. Deci, nu o să mai fie. Din păcate avem o meserie care e foarte efemeră. În sensul că lumea te uită foarte repede, pe cât de minunat este publicul nostru, pe cât de tare te adoră și te aplaudă, cu este de ingrat în sensul că te uită foarte repede. Dacă nu ești mereu în atenție. De-aia am colegi care uneori fac lucruri nu foarte onorabile, din dorința de a fi în centru atenției. Se practică și în lumea mai bună chestia asta. Dar trebuie să fii construit. Eu n-aș putea, de exemplu. Trebuie să fii construit în un anume fel. Și atunci te uită foarte repede. De-aia e bine să ne bucurăm unii de alții, cât suntem în viață, cât ne putem privi, cât ne putem mulțumi unii altora, cât ne putem atinge. Și să fim de folos.
să fim de folos unii altora, da. Așa că eu vă felicit pe amândoi că aveți chiar curajul, pentru că nu vedeți și voi, cartea n-a mai ajuns o chestie în care aproape că îi pierd acolo, în care scrieți despre actori și mai ales despre ăștia, nu că sunt eu inclusă, care sunt în viață încă, care acum, dacă veneau peste 10 ani și voi erați, păi știați voi de mine cine mai sunt. Da, eu era peste 10 ani, la revedere. Hai de inimă de țică. Inimă de țică. Cred că de aici pornise. Deci după era neamț, a venit la Teatrul Odeon, după aia a venit anii 90. După anii 90 a avut, și aici nu o să discutăm, decât, că înăuntru brezilei noastre a fost tot, cum adică actori foarte mari, Gigi Dinică, Carmen Tănase, Dan Condurache, Virginia, să joace în telenovele. Da, da, da. Ce-i chestia? Florina Cercel. Așa, Florina și toate. Și bine să fie, domnule, au făcut altceva decât profesia pentru care s-au pregătit? Nu. Deci nu și-au trădat, n-au făcut nici compromisul. N-au... Deci și-au făcut acolo personaje intense, cu aceeași abnegație și cu același devotament și au intrat în conștientul și inconștientul colectiv. Că de-aia te-au recunoscut prin da, aia. Pentru că nu, și, deci nu poți, refuzi rolul. Exact, deci poți să faci mari creații în Cehov pe care l-au văzut o anumită categorie de public. Și poți să faci o creație într-un astfel de foileton. Pentru că nu e invenție românească, este sud-americană, aia sunt mulți, unde da. Sunt mulți, sunt și mulți proști și mulți deștepți. La noi suntem mai puțini și suntem mai puțini deștepți și mai puțin și mai mulți proști, dar asta e altă treabă. Problema care se pune și-a făcut cariera. Și s-a, apropo de reinventare, și dintr-o dată a devenit dintr-o actriță extraordinară de teatru pe care o știau numai anumiți oameni, o vedetă. Și a devenit o vedetă. Ei, ăsta e și scopul. Dar nu. N-a făcut compromisul, nu s-a prostituat și vreau să vă spun un lucru. Cel care a făcut telenovelele alea mi-a fost mie student. Regizor. Mi-a fost mie student. Vreau să... în primul și primul că era un om foarte serios, un basarabean, care a venit din Basarabia în România ca să învețe carte și a învățat una. Și doi, toate telenovelele, cel puțin cele de la început, au fost extrem de bine lucrate și profesionist lucrate. Dovada este că au făcut prototipuri de personaje care au rămas. Adică Dinică, Geovisu, da. Carmen Tănase, colega mea. Pe Carmen Tănase degeaba am făcut eu. Păi, dar nimeni nu se poate de Flăcărica. Da. Exact. Și toată lumea e Flăcărica. Acum mă văd cu Ana Flăcărica. Deci, de aici pornim. Dar n-ați făcut altceva decât să vă faceți profesie. Un actor adevărat, cum spun eu, nu știu ce, un actor bun sau un actor prost. Eu știu când un actor e adevărat sau când e un non-actor. Un actor adevărat, cum e și Virginia și ăștia de care tot vorbim noi, au această capacitate interioară inexplicabilă de a trece prin timpuri și peste timpuri. Și se adaptează făcând eforturi, rearanjându-și organele interne, mută ficatul. Dar nu interesează pe nimeni. Dar asta nu interesează și merg mai departe. Și atunci avem de-a face cu o actriță care și-a început cariera într-un secol și o continuă flamboiant în alt secol. Da, da, da. Care după ce nu se mai scriu. Secolul 20, secolul 20. O să rămână cărțile. Da, cărțile, da. Dar de altfel, să știți că eu n-am refuzat roluri. Pentru că Bibanul m-a învățat așa. Nu există roluri mici și mari. Sunt genul de actor, de exemplu, care a primit textul, se uite câte replici are pe spus. Da, da, da. E important să am... Nu există chestia asta. Important este numărimea rolului. Important este dacă treci prin scenă, atât. Dom'le, ăla care se uită la tine să plece cu tine în cap. Cum mergi? Ce faci? Ce se întâmplă de drumul de aici până aici? Dom'le, pleacă cu tine, cu imaginea ta. De-aia eu n-am spus niciodată nu. La o propunere de... Da. Doar dacă cine știe ce mă punea să fac sex, nu știu ce sau mai știu ce, că chestii care mă compromitea pe mine ca om. Dar în rest, nu. Nu există chestia asta. Nu, sigur că n-am avut parte de chiar așa, dar ca idee, nu. Nu există, și m-a mai învățat Bibanul o chestie, ne-a mai învățat. Când de aia, că apropo de politică, de actori care se bagă, că nu, n-avem ce căuta acolo noi actorii, îți spunea, aveți grijă, niciodată actorii nu au voie
că e război, că e revoluție, că e diferenție, să se ducă în prima linie. A, noi, vai de mine, dar ce suntem lași? Dar se poate, adică acum să ne băgăm. Nu. Nu vă băgați. Pentru că talentul și harul vostru nu-l are oricine. Iar este mare nevoie de voi, când e pace, ca să ridicați moralul oamenilor. E nevoie de voi pentru a reface toată energia și a readuce toată energia la loc. Și avea perfectă dreptate. Cum ne spunea, un actor nu are voie să se ducă să facă sporturi extreme. N-ai ce căuta pe o pârtie de schi. Păi, de ce? Dar noi să stăm așa, se poate? Să nu ne băgăm și noi la anghez? Nu, zice el. Pentru că te accidentezi, joci într-un film, ai un rol important, ai nenorocit toți colegii tăi de acolo, și pe regizor, și filmul, și tot, 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 da. Deci n-ai de ce să te faci. N-ai de ce să te bagi, știu și eu, de-astea, sporturi extreme, nu. Nu te bagi. Și atunci, na, te duci la chestii care se pot face fără pericol. Nu știu acum cum se mai gândește, dar nu cred că se gândește așa. Deci foarte multe lucruri am avut de învățat. Să știți, facultatea asta nu dă talent. Deci acest har și carisma nu se învață, nu se... te naști cu ele. Ți le dă Dumnezeu, zic eu. Dar ce are bun această școală este faptul că te disciplinează. Îți creează o tehnică de care ai nevoie. Cum vă spuneam, cu Dan, cu alea, cu alea, cu alea. Te culturalizează, dacă n-ai, poate n-ai de acasă. Și atunci, îți dă ce lecturi să faci alea. Când primeam un rol, dintre o piesă, de ce, de putare, domnule, mă documentam, citeam despre epocă, citeam despre tot ce aia. Cu țiganca asta de tot să vorbește, care am jucat eu. Știți că m-am documentat înainte? M-am dus la una acasă. Una care zicea adevărata fata lui mama Omida, care stătea în Otopeni, unde era, avea casă lângă lui Bibanu. Deci stătea, era high life. Mă, copii, era, m-am dus la aia, s-a dat telefon de la producție din Buftea, vedeți că vine o actriță de-a noastră care va juca o ghicitoare și trebuie să știe. Să vină, să vină, zice. Bun, m-am dus, mă, copii, într-un palat stătea. Într-un palat. Bă, sfioasă, așa m-am dus. Avea un secretar cu laptop, cu alea, așa, un român. E analfabet, îți dai seama. Român, așa, zice, haide, haide, intră, intră, nu te sfii. Dar ce credeți, balsa să intru în casă? A stat acolo pe terasă. M-a pus să mă descalz pe terasă. Să stau în ciorap, așa. Și i-am, întâi m-a dus, vrei să vizitezi casa? Zicea că suntem la Ruvru. Să vizitezi casa, să-ți arăt. Da, zic eu, politicoasă, să zic, poate scot ceva de la asta. Și, mă, copii, palat cu scară, splendidă, ca la, parcă eram la Ermitaj, știi, la, marmură, totuși, și spunea, asta e marmură, n-ai să vezi așa ceva. Mă, o bucătărie necher, mă, vezi, zic, dar nu gătește, cum să o gătim acele? Gătim în spate acolo. Deci totul era muzeu. Ce mai vrei la dormitoare de nu știu care, bă, iaurite cu alea. Și ce, nefolosite? Totul era țiplă. Bun, bă. Și pe terasa acolo zic, uite, așa o să joc, am primit rolul așa, să-mi spui și mie câte ceva. Ei, cum o să zic? Zice, ăsta-i secretul nostru. Zic, de ce m-am aici? Că mai bine de ce? Că scriitoarele au scris și blesteme și de asta, de timpul lor, că nici ele nu știau. Și atunci îmi vreau ceva autentic ca să fie adevărat, nu poți să minți și să te prefaci că... Și mi-a dat cu greu un descântec autentic, de ochi. L-am și scris acolo, nu știu ce. Și m-a arătat cum să deschid cărțile, cum se așează, ce reprezintă, cum se face, ce se spune când le deschizi, când le bați, când alea așa. Mă uitam tot timpul la mâinile ei, la buzele ei, mă uitam tot timpul așa. Și, deci, mai mult n-a vrut să-mi spună. Și la sfârșit, așa mi-a luat, zice, asta e, acum zice, dacă vrei, vii cu noi, pe marul apei, nu știu ce lac, nu știu ce sunt zâiene, să-ți arătăm, aoleu, zic, se făcu frică brusc. Zic, nu, nu vin, nu vin. Și când a plecat, mi-a luat mâna așa și a zis, uite-te la mine, o să faci un mare rol. Aia zic și eu, zice,
filmam și erau scene grele, dacă v-ați văzut serialul, poate vă aduceți aminte, în care cu descântece grele, cu astea, vreau să vă spun când le făceam, întotdeauna venea cu cuveaua și cânta. La bufte acolo pe malul lacului, unde eram cu șatra, cu toate alea așa, venea cu cuveaua, mi se făcea piele așa. Și de fiecare dată, nu știu cum puneau secvențele, era lună plină. Dar mi-a fost rău de foarte multe ori. M-am dus la preot, m-am dus de mi-a citit ăla. Dar le făceam cu atâta. Pentru că dacă nu, cine vă convinge? E o operetă, nu în sensul, în sensul prost a cuvântului operetă. Adică o făcătură care nu crede nimeni. Și atunci, dacă nu te implici cu adevărat în tot și cu tot. Deci de asta a avut un preț, totuși, și succesul, ca să zic așa. N-a fost ușor. Plus că vă spun, fiecare dimineață mă sculam la 5, era un frig pe malul lacului în bufte acolo, cât sub toate fustele alea care le aveam, pantalon de piele, apreschiuri, 1000 de din alea pe dedesubt termen. Greu, greu. Vara cu perucile alea și cu toate cozile și cu toți banii. Greu. Așa privit din afară, zice, hai mai ce fac și alea acolo, dau din fuste, dau din alea, fac așa. Ce mare lucru. Păi, nu e așa. Nu e așa. Mă, copii, hai că v-ați ținut destul, poate vi s-a făcut foame. Mai duceți-vă și voi acasă, vreți să mă întrebați ceva. În care dintre roluri v-ați regăsit mai mult? M-am regăsit? Niciun. Nu m-am regăsit, pentru că știi cum e? Cel puțin așa fac eu. Îl aduc intuitiv, îl aduc la mine, la datele mele. Mă duc și spre el, normal. Dar ca să-mi intre mie bine mănuși așa și să mă îmbrac în el, îl aduc la mine. Și atunci, dacă vrei, poți să spun și invers, ca pe fiecare m-am regăsit într-un fel. Sigur că au fost unele pe care le-am gândit mai mult, unele care... Dar nu pot să spun că nu mi-a plăcut vreunul sau... Vreunul, ți-am zis pe atât timp. Dar... Parcă unul singur l-a refuzat. Da, nu l-a refuzat, dar nu mi-a fost drag de el. Sigur că n-am prins și perioade grele în care trebuia să jucăm orice, pentru orice sări, și în București, chiar la... Odeon, care zicea Giulești înainte. Jucam pentru să-l întregi la Giulești de soldați, de... N-ai ce face. Da, și era sala de la... Dar pusă una peste alta a fost fascinant și nu-mi pare rău pentru nimic. Nici pentru momentele grele din viața mea și din meserie, nici pentru... Sigur că e și șansă, e și de-aia spun destinul tău, dacă ți-e scris să faci, mai vreți și în asta. Să faci, apoi îl faci. Îl faci până la urmă, mai greu, mai... Îl faci până la urmă. Dacă nu... Sigur că da. Domnia sa mi-a spus că mi-a dat o carte dată de asociație. Eu vin și eu cu o carte, pe lângă faptul că am încercat să ajut material atât cât am putut, o carte de spirit, zic eu. În urmă cu 2019, cred că nu greșesc, la noi a lansat o carte. Vă rog să luați loc, doamna. De ce am probleme cu genunchi? Mai doi. În urmă cu 3 ani, în 2019, o actriță care este aici între noi și va fi totdeauna, e vorba de actrița dragă Olteanu Matei, a venit la Făticeni și a lansat o carte, rețete cercetate, versificate și desenate de Coana Cheiță. Aveam atunci în sală la centru Grigore Vasiliu Urlic pe cea mai bună bucătăreasă din viața mea, nevastă mea. Acum nu e în Germania la nepoți. Și atunci am scris un catren. Nevasta mea în bucătărie, e as,
dar alta-i șoară. De azi, eu vreau ca ea să știe că e mult mai pricepută draga. Haideți să o aplaudăm din toată vreau să vă mai spun că astăzi am avut bucuria personală, și cred că nu numai personală, de a avea un alt mare suflet, o altă mare actriță pe care ați ascultat-o, sunt convins, cu drag, căreia i-am o să-i dau această carte de suflet, pentru părinte, deci nu contribui numai cu ajutorul la material, și cu sufletul meu de Moș Crăciun și de ceea ce scriu, și care sunt așa. Dacă aveți răbdare să termin, e bine. Renumite actrițe Virginia Rogen, zâmbiți, vă rog, cu prietenie. Și v-am scris, doamnă, artiștilor lumii, cum ca trebuie. Cu siguranță eu vă spun, să ascultăm cu mare dor, sunt oamenii cu haz nebun și cu destin nemuritor. Sunteți nemuritoare. Numai bine. Sunteți foarte talentat.